Salutare tuturor și bine am găsit la un nou episod din Farming Simulator 17. Acesta, din păcate, este ultimul episod de pe mapa Goldcrest Valley. Da, am decis până la urmă să fie acesta ultimul episod, deoarece pur și simplu uh, pe mapa am v-am zis din episodul trecut, am, am făcut tot ce am avut de făcut și m-am gândit că ar fi ok să terminăm aici. Uh, Ne-am împlinit cerințele, am făcut tot ce am vrut să facem cu ferma respectivă, am dus-o la un nivel destul de bun. Deci, eu zic că am fost ok. Uh, tot ce ne-am vrut să facem a fost să avem un profit foarte mare pe zi, dar cred că profitul pe care îl are acum este destul cât să se întrețină mult, mult timp. Deci, uh, am venit aici în meniu principal deoarece vreau să intrăm la carieră. Și aceasta este mapa, pur și simplu, și vreau să ne uităm și noi să vedem uh, toate statisticile, dacă le pot spune așa. Deci, uh, numele frumos, harta, numele jucătorului. Așa, jucător banii pe care avem acum ce... E puțin cam noastră, nu mai avem bani acum, dar nu contează asta. Și timpul jucat, 150 de ore și 35 de minute. Uh, dintre care 60 de episoade, a câte jumătate de oră? Ah, e ok, zic. Uh, bine, ce drept. Am ieșit ca și eu off camera, dar... Mă rog. Ar fi undeva la, nu știu, 100 de ore filmate și 50 de ore offline. Ah, pe, pe undeva, nu contează. Data salvare că asta e ultima dată, dificultatea ușor și cu setările făcute la meniu. Bun, hai să intrăm. Adică, hai să ne uităm aici. Deci, uh, cred că nu e cel mai bun mod de a avare, dar, dar am să dau eu așa încetisor în jos să vedeți voi toate modurile pe care le-am instalat, și de asemenea toate modurile pe care le-am avut instalate pe această mapă. Pentru că poate sunteți unii dintre voi curioși și, nu știu, poate aveți un mod preferat, un mod... Uh, un um, mod pe care l-ați văzut aici și poate vrei să-l aveți și voi. De exemplu, cum ar fi aceast, această remorcă cu autoload numită Joskin Vago Loader 8 metri în 10 metri auto, nu știu ce. Um, de asemenea, dacă căutați pe Google Black Sheep uh, Auto Load Trailer sau ceva de genul, s-ar putea să vă dea, pentru că este, o, este, un mod făcut de cei de la Black Sheep și cum am cineva prin comentarii și n-am putut, deci în momentul respectiv n-am putut să arhivez și să o pun undeva să de sau să intru pe site să caut. Da, deci îmi pare rău. Uh, hai să dăm mai, mai repede, puteți da și pe pauză, haide, haide, hai așa. Uh, ce ce drept? Ajungem la final, da? ce drept, unele dintre moduri nu le-am folosit mai deloc, cum ar fi, nu știu, uh, bine, pe asta l-am folosit, hai să vedem ce n am mai folosit. Uite, asta, Wood Chip Storage, Uh, am zis că o să-l punem la un moment dat, da, nu l-am mai pus și... Na. asta, uh, Hood, hood Hider, e bun pentru screen și atunci. Hai să dăm play. Bun, și acum că suntem aici, putem să... Uh, mergem cam peste tot să vedem ce am localizat noi pe această mapă și ce modificări am făcut și diferite, diferite chestii. Adică o mică recapitulare pentru... Uh, că na. Uh, ar fi frumos așa de ultim episod să vedem toată mapa și pe aceea să o la gunoi și ca și când uh, niciodată n-am fi cu pe -a. Ei, <laughs> uh, da, încă stau să mă gândesc dacă vreau să o pun la de un alt sau nu, -ar să ar putea să nu o pun, dar vedem noi. Uh, în primul rând, cu ce începusem <laughs> noi la început, uh, dacă mai țineți minte, cam astea au fost primele moș pe care le-am avut. Dacă nu mă înșel, uh, prima a fost asta. Bine, Mai rog, uh, hai să nu le punem, o, ba, așa, uh, să, nu le punem la... să nu punem pe aceasta la socătare pe care am prins-o noi la început sau asta. Mă oh my God, una din... a, ah, nu, pasta, 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 Metal Tech. Ah, oh, ce mai nerva că era cu ax dublu. Ok, deci pe asta m-am la început și pe aceea știu că am sărit peste aceasta și aceasta pentru că am zis că, băi, sunt destul de mici și am zis să iau pasta. Dar pe aceea, sau nu mai știu pe care. Pe acolo lasem pasta și pe aceea pasta sau, mă rog, nu știu ce am făcut, dar acestea au fost cele două, uh, pf, cele trei, că mă știu pe care le avem cam de la început, de când am început practic să facem și cu porci și cu, opa, opa, niște lag. Uh, și cu toate astea. Deci, gheamăștele astea au fost cele mai utile și cred că um, sunt o cale foarte bună de a transporta chestia. Adică mi se fac mult mai ok decât a avea. Aici, da. decât a avea o singură remorcă ca asta, care să aibă o capacitate nu știu de 45.000 și să coste mult. Adică, rog, acum asta contează de preferințe, sincer să fiu. Uh, dacă nu-ți place să ai un, un trenuleț, așa un vagonaș de la mai multe vagoane în spatele tău, îți iei un camion de asta și cu o de asta mare în spate. Dacă nu, atunci îți iei niște vagonaște. Bun, hai să facem în felul următor. Uh, în primul rând ne uităm și noi. Dacă ne ducem aici, vedem terenul uh, 22 unit cu terenul 23. Acesta a fost un... Uh, un goal <laughs> Asta am făcut de mult, de mult, de mult, de mult să fac Pentru că erau cele mai bune terenuri de a le combina Și în sfârșit am găsit să le combinăm Parcă pe aici pe unde sunt e linia A, ah, de fapt, da, poți să pe minimapă mini Fix pe aici este acea linie Adică este zona unde am arat noi ca, pentru a uni cele două terenuri de asemenea, am cumpărat puține terenuri pe această mapă, avem terenul 22, 23 24, terenul 13, 16 și 19 și bineînțeles și cele 3 trenuri pe care le avem de la bun început. Uh, bun, hai să mergem pe la văcuțe. La văcuțe am mers și în episodul trecut, știm ce avem, adică să facem în felul următor, A, aici. Uh, frumos sau de mâncare, rezvor de lapte ok, încărășământul natural, alea, alea, alea. Mă rog, e ok, 59 de văcuțe, totul e perfect. Și bineînțeles niște baloți pe aici aruncați alandala pentru că, da, sila um, De fapt, ce te așa de aici nu cred că e ea, nu? E doar de aici Ii, Asta e puțin, nasol. Um, silij Silici, adică nutriți avem Și dacă nu mai știu, avem și pe aici Da, avem și pe aici Avem, mă, deci la făcuțe Stăm bine Avem noi frumos vagonul ăsta Sau cum neva se numește, cel care face reația mixtă că tot uh, Și acea prostie Care se numește se numește Kramer, așa mă. Avem Kramerul. Am zis, băi, ar fi ok să avem Kramerul aici la vaci, pentru că un tractor, tractor, nu era destul de ok. Dar ăsta eu zic că este perfect aici, pentru că poate să miște și cisterna de apă, poate să încarce și baloți, poate să încarce și nutreți de acolo. Deci toată lumea e fericită. De asemenea, știți că am făcut nutreți clasic aici, cum îl pui pur și simplu în bancărul ăsta, bancărul siloz. Uh, dar de asemenea ne-am trecut după la nutrețul silozat uh, din baloți rotunzi, deoarece uh, îți este mult mai ușor să faci rația mixtă. Pur și simplu iei uh, de baloți de iarbă, un balot de paie și un balot de nutreț și ei perfect. Uh, de asemenea cu nutreții, nutreții doamne, cu baloții aceștia care stau la fermentat, pentru a, ca să le spun așa, uh, se fragmentează instant Deci știți că în momentul în care faci în bancărul siloz tu să aștepți undeva la 8 ore în joc Undeva pe acolo uh, În simt cu se face instant uh, Este un bug bac... <coughs> Mă scuzați <laughs> Este un bug pe care Eu nu știam Când am făcut prima dată asta Dar am aflat pe parcurs Deci Practic n-am făcut nimic cheaty <laughs> uh, Eu, pur exemplu, am vrut să-i fragmentez în modul clasic Dar Mă rog Mă rog, am trișat cu ceva, nu? No? Nu, no, am trișat Nu, no, nu, no, nu no. Um, bun, mai avem ceva de făcut la valci, uite aici am curățat, mai sunt de aia doi baluțe acolo, nu. Deci cu valcile stau suntem ok, frumos cuva și altă palete de asta cu care să luăm noi paiele Și cam asta e tot ce avem pe aici pe la văcuțe. Hai să fugim repede la o oh, it, acum. Așa, uite aici, perfect. Uh oh, oh, uh -uh, nu, no. ce-am făcut, mă? Vreau... A, eu, ce... Eu, m-am dus acolo? Doamne, doamne, doamne. Uh, bun. La oițe. Avem aici patru paleți. Dintre care trei sunt plini și unul este undeva la... Nu știu, trei sferturi. Pac, 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 pac. Nu ne arată momentan, da, undeva la trei sferturi pentru că, da. A, e ok. Uh, și pe aceștia putem să-i luăm oricând avem noi Deci, dacă asta nu e plin, putem să-l luăm și să-l vindem fără nicio problemă. De asemenea, asta, uh, aici le-au fost primele animale pe care le-am deținut. Au fost primele pe care le-am cumpărat și după cum puteți observa avem 44. Deși le-am cumpărat primele, am cumpărat puține și nici nu s-au mulțitele și niște ce, așa că... Da. De asemenea ne folosim de glitch-ul cu... Nu știu dacă e un glitch neapărat, pentru că practic îi las balotul, dar... Mă rog, nu e foarte realist ce facem noi aici, dar pur exemplu simplu punem uh, balot puși în zona asta, zona de încărcare, zona de... Da, nu sunt de încărcare, de punerea mâncării Și îi lași aici Și în timp ei dispar Și se pun automat De aceea avem iarbă mereu și mereu și mereu și o problema e că nu putem pune apă Și de asemenea avem un mare morman aici de iarbă Deoarece prima oară am început Oh, ce se glicește Prima oară bineînțeles n-am avut și noi de balotat Și a trebuit să luăm cu um, acrobosul Cum era? Eurobosul cu acesta am uh, adunat iarbă frumos și am dus-o la oi. Uh, pe aici nu avem cine știe ce făcut pentru că, na, v-am zis, au fost oile și oile sunt cele mai ușor de întreținut. Adică, pur și simplu, trebuia să le curățăm de mâncare, să le dăm de mâncare și apă. Și asta era tot ce făceam. Și, sincer, nici profitul nu e așa de wow. Adică sunt niște paleți de lună care se obțin destul de greu și, mm, nu știu, adică noi nu am vândut decât... Nu am vândut decât odată, deci uh, dacă ne uităm acum am un preț foarte mic, eh, nașpa, <laughs> dar uh, da, am vândut doar o dată și de atunci am zis băi nu mai vindem, doar dacă se mai umplea chestia asta atunci vindeam, dar acum nu putem să mai vindem, nu? Uh, bun și acum să trecem și la părci, asta pusem cătărlă 3 aici, da, la părci, perfect, uh, la părci, uh, de fapt porci au fost... Uh, al doilea tip de animale pe care le-am cumpărat noi, um, inițial am venit noi cu cele patru remorcuțe și am venit cu sfeclă de zahăr, cu rapiță, cu grâu și cu porumb, da. Um, am venit cu ele frumos aici, le-am descăcat și am zis, băi, um, când au nevoie de mâncare, vin frumos de aici, le iau, le pun, tutututututu. Um, nu a fost cea mai bună idee pentru că trebuie să stai, să pui de fiecare dată de 100 de ori. Um, pe moment am crezut că e o idee bună. Dar uh, acum realizez că era mult mai ok să vin de fiecare când aveam nevoie cu remorcile, descărcam și mă duceam înapoi acasă. Și nu trebuia să vin de 100 de ori, să bag, să dau, fac, 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 fac. de asemenea, acest micuț JCB, JCB Power Boom, 260, nu știu ce, nu știu ce, uh, a fost inițial, de fapt, uh, acesta este cumpărat special pentru fermă, pentru fermă, doar, uh, special pentru porci Dar uh, prima oară Când am cumpărat noi un mini JCB Îi spun mini JCB Dar este un mini încărcător <gântu -i> uh, Prima oară l-am cumpărat pe acesta pe șenile Și mecherosul Și l-am avut la Forestry Și a fost foarte util Dar uh, am decis că nu mai facem niciun știe ce Forestry și să-l mutăm la Porci, numai că era pe șenile și era Prea bazat pe Forestry Și am zis hai să cumpărăm altul de asemenea avem din nou același glitch. Numai că de data aceasta avem cu paiele. <gură> pur și simplu în zona aceasta asta crezi paie și ele se vor lua automat. După cum putem observa aici avem paie non-stop, 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 că cum să le punem numai mâncare și apă. De asemenea la nu l-am cumpărat paleți de mâncare Nu am cumpărat asta sac, hrana, porci. Nu, niciodată n-am făcut asta pentru că am zis, fără, te folosim chestii naturale de la noi de acasă. Și de asemenea avem multe baie aici în caz că se alea. Ei. <laughs> Bun. Acum că am trecut de animale, putem să ne mai uităm la, 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 la. Aici, la biogaz. La biogaz uh, e destul de recentă toată chestia și și voi avem uh, cele două curele. Pur și simplu facem aici uh, în silozat și îl vindem în silo acesta. Am obținut și noi ceva, um, bă, ceva bănuți. Dacă stăm să ne uităm, nici nu știu. A, pa, 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 pa. Venit biogaz 83 de mii. Din vreo 400 de tone, dacă nu mai știu, sau 350, nu mai știu câte erau. Deci, n-a fost cine știe ce, dar a fost ok. Uh, bun, deci nu prea sunt multe de văzut pe aici. Chestiuța aia, da, deci cam astea sunt toate de la Balgaz. Um, hai să ne uităm și la niște finanțe. Dacă ne uităm la finanțe, uh, îți arată, da, îți arată venitul pe uh, zi, uite azi avem, suntem pe 5.000 de euro în plus, dar de exemplu aici ne arată minus 136.000. Asta deoarece am cumpărat multe vehicule noi, de asemenea am cumpărat și parcele noi și animale noi, deci am consumat mulți bani, bani pe care am obținut în zilele trecute. Deși dacă ne uităm, în fiecare zi noi cumpărăm multe chestii, vehicule noi, deși nu cumpără neapărat un tractor sau ceva. Numai că sunt multe chestii care se pun la vehicule noi, adică ne taie din... ni se pune automat la ca și când ar fi vehicule sau ceva de genul, numai că ele nu sunt vehicule. Ia uite, aici am vândut chestii 41. Ce am văzut mai aici? Mă rog, nu contează. Deci, chestia asta mi se pare puțin, puțin, ca mai iurea. Adică, V-am să mai diferit, dar n-ai, n-ai, ce să faci. Uh, de asemenea, suntem aici, da, avem un punct de 40 de mii de euro, știu, o să-l plătim la un moment dat. Uh, bun, dacă ne uităm la vedere de ansamblu, putem vedea toate tractoarele pe care le avem noi aici. Uh, de asemenea, uuu, uh, uh, New Holland-ul te optu, te optu ne fără la bani, trebuie să-l reparăm. În schimb, toate sunt reparate, mulțumită unui mod frumos, nu mai știu cum se sigur. Art mecanic și cu ăsta New Holland Roll Belt Hmm, da mă, ia stați. Nu Dar de vreau la garaj Așa Deci la garaj, articolele deținute, articolele Aha, ok, astea două Da mă, înțeleg, înțeleg Și dacă dau eu Așa, așa A, și pot să le Returnez, au, a, perfect Perfect, perfect, perfect <gântul> Uh, bun, păi cam astea sunt uh, toate chestiile pe care le-am făcut pe această mapă. Uh, Haide înapoi hai aici. Uh, alte chestii nu prea am mai făcut. Uh, tot ce mai rămâne de făcut este să fac acum tractoarele pe care le avem noi deținute. este uh, să vă spun povestea lor, nu așa? Deci avem aici T8-ul. T8-ul este cel mai puternic tractor pe care le avem noi în dotare. La momentul actual. Adică el ne-a foarte mult. Și motivul pentru care l-am cumpărat a fost deoarece el era pe șenile și mi-e îmi plac șenilele, așa că... SENILE! Bine, uh, inițial credeam că va avea șenil și în față și se va duce banda până în față și facea în spate și nu știu ce, dar... Uh, N-a fost să fie. Mă gândesc că ar fi ok să duc cu toate tractoarele aici în bază. Chiar dacă îmi va logui foarte mult, dar hai să le aducem pe, pe, toate aici. Da, deci... de uh, t 8 a fost cel mai șmecher, Uh, i-am făcut și upgrade, nu este upgrade la maxim, dar este la upgrade-ul al doilea, ceea ce este super ok, pentru că, na, da și vă și voi seama cât de uh, bun e, dacă nu am nevoie să-l upgradez neapărat la nivelul al treilea, de exemplu. Uh, bun, hai să te punem pe tine aici și acum să sărim în alt tractor. Să sărim acum în acest tractoraș, în Valtra N-Series. Uh, acesta a fost primul tractor pe care l-am cumpărat pe această serie a gata cel mai bine dintre toate și am zis, băi, nu pot, nu, trebuie să-l cumpăr neapărat. Și l-am cumpărat. Și am spus din prima, băi, asta este primul nostru tractor, îl vreau, îmi place, arată bine, îl luăm. Uh, inițial el a venit pe culoarea albastră. Uh, pe de pe de <laughs> trecând timpul, el a fost vopsit și revopsit de nu știu câte ori, a avut mai multe nuanțe și mov și verde și albastru, albastru fiind culoarea lui ini inițială l-am vopsit din nou și din nou și din nou, deoarece pur și simplu aveam tractoare albastre, aveam tractoare roșii, aveam verzi, și am zis, bai ne trebuie o culoare unică. m au arătat ciudat și portocaliu am zis, băi, se putrește, merge, pe ăsta luăm. <laughs> Bun, hai să punem și noi greutatea asta la locul ei. De asemenea, avem aici alineate frumos toate greutățile, prin bază Cred că știți, de fapt nu știu, cei care sunteți de la început știți cum organizam eu tractoarele. Ia să te punem noi frumos. Așa. Uh, înainte de a avea acest garaj pus aici. Inițial nu am vrut să-l pun pentru că am blocat drumul, dar până la l-am pus aici. Uh, le aveam aranjate aici, frumos așa, puse uh, nu drept, puse la un unghi de 45 de grade aliniate unul lângă altul și uh, era destul ok, chiar îmi plăcea. Aveam și o furgonetă, o mașinuță, dar am vândut-o pentru una mă dată și pe aceea am vândut-o și tot așa, și tot, așa și tot așa Bun, hai să vedem ce mai avem Acestea sunt cele două tractoare principale Din grupul 1, grupul principal um, Aici avem combinele Combinele, combinele, combinele Combinele, um, avem două Acrosul acesta și cu KCH-ul acela Axial Flow-ul um, Acrosul acesta l-am cumpărat um, A fost prima combină cumpărată Bineînțeles, nu vorbim de prima avută aceasta a fost prima cumpărată pentru că arăta bine și am zis, băi, o vreau și îmi place și o cumpăr. Plus că se mișcă destul de repede, 30 de km la oră ok. Și, da, am cumpărat-o. Um, și, de asemenea, am cumpărat și header-ul ei, um, care nu este foarte mare și câteodată îl folosesc combina cu header-ul de la Axial Flow. Deci, eh, și dau uh, cu header-ul ăsta. Bun, și Axial Flow, frumos... Uh, al, a doua combină cumpărată, am dat destul de mulți bani pe și am zis, băi, o luăm pasa sau o luăm uh, New Holland, Și deci am zis până hai că cumpărăm pasa, că e mai ieftină, <gângătări> ca să cumpărăm pe aia. Și i-am cumpărat frumos header ei și header pentru um, pentru porumb floarea și pentru grâu și restul. Și de asemenea avem și o combină de furaj, cum ne va se numește, ca, totuit tot uit. Mașina de recoltat furaj, cu header pentru porumb, și header pentru rapide și diverse chestii, pur și simplu ne ajută să obținem pleavul. Bun, ce mai avem noi acum? Avem cel. acest mini JCB, mini carcaj pe care o folosim noi la porci, v-am spus despre ea, și de asemenea avem și cremerul. Mă grebești, nu așa? da, știu. Și avem și cremer pe care îl folosim noi la văcuțe. Uh, mă găvesc pentru că deja sunt 20 de minute în care vă povestesc despre mapă. Uh, puțin cam nasol, nu? Uh, bun, aici avem fendul, un tractor, nici nu știu când l-am cumpărat. Nu mai știu, deci uh, am reținut T8, am reținut și uh, Valtraul Acum fendul acesta și cu celălalt JCB și așa, le-am cumpărat pentru că pur și simplu am vrut, frate, un fend. Am zis, băi, uh, ia să cumpărăm și noi un fend pentru această serie. Ca această serie să aibă care un fend să fie acolo un tractor verde. Și am văzut că poți să-i pui roți duble și am zis, Băi, de ce nu ar fi singurul tractor de pe mapă care are roți duble? Problema cu roțile duble ar fi faptul că e destul de complicat să intri pe aici. Dacă nu mă înșel, nu, nu voi reuși, nu? Sau pe asta din centru reușesc? oh, la limită, aici, nebun? Da, mă, pe asta din centru reușești să intri cu tractorașul acesta, dar pe celălalt nu mă ok. mama 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 stai, nu te lovi. Uf, la limită. Mamă, ce ciudat se mișcă. A, așa. Uh, de asemenea, mai avem și un JCB. Am zis, băi, un tractor JCB? E ok, arată bine, îmi place. De asemenea, este și modat, dacă intrăm înăuntru și apăsăm Shift aici, putem să-i deschidem... Uh, ușa, mamă, are frumos ca animație ză, așa sau putem să deschidem geamul pac, pac deci, um, bine, este JCB-ul clasic, numai că pur și simplu ai uh, IC-uri, dacă nu mă înșel, cred că așa se numeau, nu? da um, l-am cumpărat pentru că, cum v-am zis am vrut un JCB și um, am vrut un tractor care se miște foarte repede și acesta are 72 de km la ceea ce pentru mine e super, 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 super îl punem și pe el a aici, a cia. A, așa. Și ne ducem frumos acum în case IH 1455XL. Mm. Um, acesta este tractorul pe care îl mergi la început, numai că, de fapt, acesta este un tractor modat. Hai să vorbim așa. Deci, acesta este un tractor modat. Este exact acel uh, clasic, numai că poți să-i pui roți înguste. Și am zis, băi, noi nu vom avea nevoie de un tractor cu roți înguste care să aibă Adică, Um, am vrut un tractor micut, cu care să fertilizăm și să aibă roți înguste pentru a nu strica cultura. Și acesta a fost perfect. Am mai avut de asemenea și un New Holland, asemănător cu ăsta, puțin mai nou, dar mai, cu mai puțin că ai putere, um, dar am șters modul și s-a și tractorul, din păcate. Dar acesta este super ok, îl folosesc doar pentru a fertiliza uh, ocazional când avem toate tractoarele ocupate, dar acum avem destul de multe, deci nu mai le ținem de așa ocupate. Um, Ocazional îl mai și foloseam să, nu știu, să sau diverse chestii. Bun, hai să te punem și pe tine frumos aici. Singura bubă cu el este că are în față o greutate automat, adică în față pur și simplu ai greutate și nu ai uh, posibilitatea de a atașa ceva în față, cum are, de exemplu, JCB-ul sau celălalt de tractoare. Și în ultimul rând avem aici... Uh, cea mai nouă achiziție, cred că ultimul pe care l-am cumpărat a fost acesta. Un camion. Un camion foarte șmecher cu a uh, Un camion, dacă nu mă înșel pe X. Trebuia să a pe. Pa, 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 pa. Da, pe X, frumos, apeși. și poți să-i dai frumos. Uh, dacă e jos, sau cum ne să numește chestiuța asta. Uh, este un tractor, ca să zic. Este un camion foarte frumos. Îmi place la nebunie. Se mișcă bine. Uh, are o viteză foarte. Mare, adică îmi place la lemne și e perfect pentru a transporta diverse recolte la diverse ferme. Te punești pe tine aici? Putem? 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 cum să nu putem. Deci cam astea sunt tractoarele. Uh, nu vă mai spun despre asemănători, toate astea pentru că s-au modificat de-a de lungul timpului. Uh, și cam astea sunt toate. Tot și pot să mai spun este că avem aici frumos acest uh, utilaj, nu știu cum se numește, care pur și simplu transformă lemnele în... Udă în chips, adică nașchi de lemn și mai avem frumos niște chestii pe aici pe la uh, forestri. Dar în mare cam asta a fost uh, asta a fost toată mapa, asta este tot ce am lucrat pe ea. Uh, acesta este progresul nostru făcut în 150 de ore. Așa că, dacă v-a plăcut episodul și dacă v-a plăcut uh, această serie, nu uitați să fiți butonul de like. Subscribe în caz că nu -ți să abonați pentru că Fiți siguri că vor mai apărea episoade noi de Farming Simulator, adică nu episoade noi, vor apărea serii noi de Farming Simulator. Um, numai cum am uitat, trebuie să terminăm seria de old streams. Um, îmi pare rău că am vorbit așa repede, numai că pur și simplu trebuia să fac videoclipul ăsta destul de mic, dar tot n-am reușit. Uh, și de asemenea, cu terminarea acestei serii, uh, va anunț de pe acum că va apărea o nouă serie de Minecraft. Uh, nu continuăm mai ca să survival la cubulețe, pentru că, pur și simplu, acea mapă nu mai îmi place de nicio culoare, deoarece am niște chestii neplăcute pe ea și am zis, bai, hai să uităm acea mapă și să începem o mapă nouă de la zero, o mapă pe care voi lucra destul de mult și sunt sigur că vă va plăcea, adică sper să vă placă, pentru că eu sunt sigur că uh, voi avea un timp foarte plăcut petrecut pe acea mapă. Am deja niște planuri și sper să vă placă și mă. Deci, până data viitoare, eu am fost Onyx,